Bun găsit la Patra Putere, dacă nu e domn profesor Cunaiu și nici domnul Stănculete cu viața sexuală, e domnul Prunariu cu ce, despre ce vorbește colegii? OZN-uri și alte nebunii, da. Opriți gorjul, vreau să cobor, o să o ținem tot așa până se sfârșește pandemia. Bine, gorjul nu se mai învârtește în perioada asta că se întâmplă lucruri. Nu se mai învârtește decât în jurul COVID-ului. Începem cu o chestie frumoasă și sensibilă. Aveam subiecte extrem de interesante pentru această seară și terminam în râsete, hohote. Și băi, colegii, când terminați colajul ăla, pe care îl fac colegii mei un colaj acum foarte frumos, să-l băgați și pe Dorel cu artificii, știi? La sfârșit, da. Și terminăm frumos cu artificii, cu totul, sărbătoare, atmosferă de sărbătoare. Iată că mă distribuie și pe mine. Băi, colegii, eu nu-ți stă noi, pe mine mă distribui sau distribui buletinul de știri? Că pe mine nu mă distribuie colegii mei. Când ajung acasă, văd, îl distribuie pe Măruță toată floarea cea vestită a televiziunii. Pe mine nu mă di... Da? A, din greșeală mă distribui John? Da. Bun. Să începem. Vă și spun și sumarul acestei emisiuni. Sper să rămâneți cu noi până la final, pentru că... v-am spus, avem subiecte... extrem de interesante. Este ziua asistentului medical astăzi și le spun cu drag asistenților medicali la mulți ani, cu sănătate și cu toții să treacă cu bine peste această perioadă. Și am văzut un mesaj foarte, foarte, foarte frumos pus de o postat o asistentă astăzi pe Facebook, Maria Laura Preda. Scrie așa: împreună am văzut vieți începând și vieți sfârșindu-se, am trăit victorii triumfătoare, dar și eșecuri. Asta ne-a făcut uniți, ne-a inspirat și ne-a învățat ce înseamnă să fii om și să fii uman. Cam așa stau lucrurile în realitate. Pentru cei care simt realitatea, pentru cei care trăiesc acolo, nu pentru nici măcar... pentru cei ca mine, care vorbim la televizor din auzite sau din ceea ce ne relatați dumneavoastră, cei care sunteți în prima linie în lupta cu COVID-ul, ca să folosesc un clișeu, dar astfel de mesaje cred că sunt sau vă fac mai uniți. La mulți ani, încă o dată, tuturor asistenților medicali, sănătate maximă. Și am plecat de la acest mesaj că împreună am văzut vieți începând și vieți sfârșindu-se. Am și un anunț trist, extrem de trist. A murit la 69 de ani, a decedat jurnalistul și scriitorul Ion Șoldea. Și au mai fost tragedii în perioada asta. Oameni dragi care s-au dus în această perioadă în care n-am putut să măcar să îi însoțim pe ultimul drum. Și de ce l-amintesc pe domnul Ion Șoldea? Atunci când am intrat în presă împreună cu Grigore Craioveanu, ne-au învățat practic să scriem la ziar. Primul meu loc de muncă serios a fost Gazeta de Sud. Am lucrat acolo o perioadă cu cei doi domni, așa cum vă spuneam, Ion Șoldea și Grigore Craioveanu. A fost o adevărată școală de presă pentru mulți jurnaliști în acea perioadă la Gazeta de Sud cu cei doi. Ion Șoldea s-a făcut remarcat și ca jurnalist, pentru că nu a lucrat numai la Gazeta de Sud, dar
fost întemeietorul mai multor gazete locale și a colaborat o lungă perioadă cu Gorjeanul după aceea, dar era foarte cunoscut și apreciat în lumea asta scriitoricească, în lumea actorilor. A fost mulți ani, cred că din tinerețe, membru al Cenaclului Columna și și-a pus semnătura pe diverse articole, proză scurtă prin reviste literare, reviste de cultură, Caietele Columna, că tot am amintit de Cenaclul. Columna s-a remarcat ca prozator poate mult mai mult decât a făcut-o ca și jurnalist, deși printre jurnaliștii vechi care au colaborat cu domnul Șoldea, știți că era un jurnalist incisiv, dar cu foarte mult bun simț. Să fie țărâna ușoară. Dacă tot am amintit de domnul Șoldea, trebuie să vă spun că tot în aceeași perioadă a mai decedat un fost colaborator al presei și nu știu dacă îmi pot permite să-l numesc ziarist, pentru că în substanța sa și ca meserie a fost militar, colonelul Constantin Pănoiu. A decedat și dumnealui în tot în această perioadă. Avea un era un pamfletar aproape de săvârșit, un condei foarte ascuțit, și cei care la fel au colaborat cu dânsul știu ce glume acide făcea domnul Pănoiu și în viața de zi cu zi, dar mai ales în scrierile dumnealui. Din păcate, la o anumită vârstă destul de înaintată a decedat și dumnealui. Și ar mai fi de amintit în această perioadă. N-am putut să o fac la momentul acela, pentru că era chiar în perioada Paștelui și imediat după. De fapt, am revenit la serviciu când? Miercurea după Paște. Dacă tot v-am amintit aceste două nume, trebuie să vă să-l amintesc și pe cel al colegului meu Ionuț Florea, care tot așa a decedat atunci la Paște, asistent magistrat. Ionuț Florea, după o suferință cumplită, asistent magistrat la Tribunalul Gorj. Am fost colegi de clasă la liceu și s-a întâmplat să capete o anumită boală și să moară. Comentariile sunt de prisos. Da. Bun, revenim la ale noastre. Astăzi, potrivit unor surse, managerul spitalului, domnul Dumitru Vienescu, pozitiv și la cel de-al doilea test. Din păcate, pentru că nu e deloc bine. Asta pentru că va continua să stea internat în spital și știți, la conducerea spitalului e cine e. Acum, fără nicio miștocăreală și fără alte glumițe dintre astea, bine, domnule, că au venit înapoi cei vechi, cei care au, până la urmă, mandat acolo. A venit capotă, care știe cu cifrele că e economist la bază. Știu, l-am contestat ca manager
L-aș contesta în continuare ca manager dacă nu și-ar face treaba, dar dacă nu se întorceau, nu își primeau medicii salariile. Așa e, cel puțin din punctul ăsta de vedere, e stabilitate la spital începând de astăzi. Da, înțeleg că sunt și nemulțumiri pe acolo, chiar la ATI am înțeles că sunt unele nemulțumiri pentru din cap sau generate de lipsa de personal de acolo și pentru că înțeleg că e nevoie de personal în adevăratul sens al cuvântului, numai că miroase ceva din nou ajmen pe acolo, în sensul că sunt cereri din spital cu angajați deja care voiau să fie transferați la ATI. Numai că, ce să vedeți, sunt din nou interese și s-ar părea că își doresc niște duduițe de pe la SADU să vină pe aici și le-au fost și promise niște posturi pe aici, pe la spitalul ăsta județean de urgență Târgu Jiu. Sper ca lucrurile să nu fie așa, deși sursele mele din interior sunt foarte sigure că dacă miroase iara jmen, nu e bine. Pentru că, bine, eu am mai spus-o, am și scris-o, sunt niște găști la spitalul județean de urgență și știu, o să mă acuzați, dom'le, dar în fiecare seară spitalul, da, pentru că acum e în prim plan acest spital și din cauza acestui COVID, dar și din cauza altor chestiuni pe care l-am ridicat și aseară în emisiune, cum ar fi acelea că sunt internări foarte, foarte puține din cauza stării de urgență și a ordinelor care au fost date în perioada asta. Mulți cronici și bolnavi de cancer sunt trimiși să moară acasă. Nu avem nimic oficial de la spital care să contrazică cele spuse de mine. Pentru că lucrurile așa stau. Ia să mai încercați colegii să mai luăm un telefon să aud și eu cum sună telefonul aici. Deci, sunt probleme reale la spital. Imediat stați să vedem dacă n-or mai fi scos ceva posturi la concurs. Ar fi culmea cum să fie tocmai asta despre ce ziceam eu. Nu. Ultimul concurs e 23 aprilie. Că ați văzut, în perioada pandemiei la ambulanță, spre exemplu, a fost un astfel de concurs jmen pe față. Dacă nu intervenea presa acolo, lucrurile rămâneau așa, se punea patista pe țambal și erau mulți oameni nedreptățiți. Înțeleg că și cu ultimele probleme de la ambulanță s-ar fi sesizat organele judiciare. Sper să avem un comunicat zilele următoare cu privire la ancheta care s-a deschis acolo, pentru că așa este normal într-o țară normală. Da, încercați colegii să sunați. Să auzim aici. Păi, ce, formezi? Avem telefon dintre la cu roată? Și până formezi numărul 10 cifre? Nu cred așa ceva. Păi ți l-am trimis aseară. Eu ți l-am dat scris pe o hârtie.
L-ai găsit? Așa, a, uitați că ți l-am dat scris pe o hârtie, că o tai prin telefon, am înțeles. Bun, și dacă tu, stați că tu primezi mesaje în timpul emisiunii, unii l-acuză chiar și pe domnul doctor Niculescu. Domnul doctor Niculescu a avut o contribuție în numirea unora cărora le-au încetat astăzi visele. S-aud aici în boxă colegii. Că l-au fost până azi în conducere pe acolo și a recunoscut. Da, dom'le, și la propunerea mea. Ceea ce nu este tocmai corect. De fapt, nu este corect deloc. Trebuia ca... Abonatul nu răspunde. Da. Vă rugăm, reveniți. Pe managerul spitalului încercăm să-l sunăm, nu răspunde. La telefon este prea prețios dumnealui să să răspundă. O să încerc să-i trimit un mesaj, să vedem, poate ne răspunde totuși. Mai încercați, colegii. Păi, dar ia să sunați voi, sunați-l pe managerul spitalului până la sfârșitul emisiunii. Și da, să sune acolo la voi. Și că dacă răspunde, mă anunțați și pe mine. Îl băgați în direct imediat. Când a răspuns da, l-ați și băgat în direct. Sunați-l nostru. Câte minute mai avem din emisiune? 3:40. Sunați-l nostru 40 de minute. Că poate așa aflăm și noi ce e pe la spitalul județean Gorj. Cel mai mare spital din Gorj nu răspunde managerul. Da. Bun. Dom'le, ia uitați, astăzi, sau ieri mai bine zis, parchetul a deschis dosar penal pentru un suspect care a de COVID internat în spital și a fugit pe fereastră. Nu l-a prins poliția de două zile. Ce s-a întâmplat? A fost adus în cursul zilei de duminică, era într-un centru dintre ăsta de carantină instituționalizată la Rânca. A fost adus, era omul tulburat, și scriu procurorii exact, avea o... vă și spun imediat că e public. Asta e pe parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, procurorii ai noștri de aici, de la parchetul pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, pe care i-am lăudat. Dacă le numărăm acum, au deschis mai multe anchete în perioada pandemiei decât au făcut, nu știu, instituțiile astea medicale ceva concret. Deci a fost adus duminică acest pacient. Ce avea, domnule? O agitație psihomotorie. Suspect de SARS-CoV-2, adus cu ambulanța la spital, era în clădirea dermatovenerice din secția boli infecțioase de acolo, de la pasarelă, și în jurul orelor 21:45, 22:30 a plecat, adică a sărit pe fereastră de la salonul, de la unul din saloane. Și de atunci îl caută poliția. I s-a deschis dosar pentru comiterea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. Sper să-l prindă poliția, pentru că nu este normal. Pe de altă parte, deci nu este normal. Pe de altă parte, am văzut o enormitate astăzi, de-a dreptul enormitate, stați-mă, că aia cu ce a zis ministrul afacerilor interne, domnul Vela, că o persoană care intră la metrou, spre exemplu, fără mască și strănută, s-ar putea alege cu dosar penal. Adică, dacă, citez, dacă nu are mască și strănută, poate avea dosar penal. La toate gurile de metrou o să avem și oameni de ordine. Puteți suna instant la 112 dacă vedeți pe cineva în metrou fără mască. Dacă nu are mască și strănută, dosar penal. A avut un comportament care s-a încadrat în zona penalului și a contribuit la răspândirea bolilor cu bună știință. Adică a și strănutat și n-a avut nici mască. Noi nu intrăm în cazarmă, vom apăra cetățenii și așa mai departe. Dom'le,
Bun. N-a avut mască. Păi deci dacă n-ai mască, nu mai ai voie să strănuți. Că te-ai ales cu dosar penal. Poți fi și reținut. Deci dacă intri la metrou fără mască, e belea. Îți vine să strănuți, nu știu ce faci. Strănuți în pungă, în ceva, faci ceva. Nu strănuți, că dacă strănuți, e belea. Că românii, de exemplu, în aglomerația la metro, te trezești că sună unul la 112 și nu mai apuci să ieși de acolo. Bine, a dat exemplu cu metroul, că asta se pot întâmpla și în trolei buzele de la Târgu Jiu. Bine, în alea care n-au fost tăiate și vândute la fier vechi. În alea care încă mai circulă pe traseu. Dacă urcați în troleibuz și strănutați și nu aveți mască, problem. S-ar putea ca troleibuzele să-și facă o stație la poliție, în față la IPJ acolo, în sensul giratorului de la primărie. Vă dați seama cum nu știu, e cineva în troleibuz și nu are mască și strănută. Ce fac? Sun la 112? Păi, așa ne zice ministrul internelor, ca să sunăm la 112. Doamne, deci de-a dreptul e halucinant. Stați că pot să citesc asta. Și uite, ne zice un telespectator, corect. Dacă dă un vânt, pantalonii se consideră mască? Da. E o întrebare. Doamne, sunt numai... Puteți să vedeți, citim două, trei lucruri din care vom avea voie, pe care vom avea voie să le facem de pe 15 încolo. Și să vedeți ce se întâmplă în România. Dacă suntem în România, suntem în România. A fost trimis primăriilor din Gorj, mamă, 14 pagini sunt. Recomandările de sănătate publică pentru măsuri specifice ce vor fi dispuse de către unitățile competente privind reluarea activității în domenii specifice, nu știu ce. Și reguli de organizare și desfășurare. Stați un pic să întorc documentul invers, poate îl văd mai bine așa. Și zice, privind activitatea de îngrijire personală, se înțelege, activitatea de frizerie cu afiure, nu știu ce, accesul acestei... Ion, mai lasă-l un pic. Da. Cum să vă programați la frizerie și așa mai departe? Personalul angajat are obligația de a purta în permanență mănuși și mască. După fiecare client dezinfectează instrumentarul, suprafețele. Incinta va fi aerisită la un interval de ce mult 2 ore, mai departe. Cabinete stomatologice. Cum se desfășoară treaba acolo? Ce mai e? Unități sanitare non-COVID. Aici este problema. Pentru acordarea asistenței medicale. Pentru că au fost cazuri în această perioadă în care... Ia uitați. Și acum se merge pe aceeași enormitate. În acordarea asistenței medicale de specialitate pacienților care se prezintă la spitale, se va încerca, pe cât posibil, evitarea internării și efectuarea tratamentului medical la domiciliu ambulatoriu. Deci nu se internează în continuare. Recomandare, bineînțeles. Aici sunt mai multe măsuri. Măsuri de prevenire pentru perioada activităților de pregătire pentru elevii claselor terminale a 8-a, a 12-a și a 13-a, precum și perioada examenelor de evaluare națională și bacalaureat. Sunt și aici o grămadă de instrucțiuni, 10 elevi, nu va dura mai mult 3 ore, cu pauză de cel puțin 10 minute la fiecare oră pentru aerisirea încăperilor. Elevii
Este interzisă participarea elevilor și a personalului didactic sau auxiliar care suferă de afecțiuni cronice, locuiesc împreună cu persoane ce suferă de astfel de afecțiuni sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Păi și un copil care stă cu bunicii, spre exemplu, că-s părinții plecați, nu știu, au plecat la Sparanghel, în Germania. Și stau acasă cu bunicii. Nu au voie la pregătire, nu se pot duce. Nu au voie. Sunt toate, aveți toate instrucțiunile, recomandările pe aici. Recomandări privind activitatea în lăcașurile de cult. Numai cu respectarea așa... Da, 8 metri pătrați per persoană trebuie respectați la biserică. Ce mai avem aici? În birouri, măsuri care privesc angajatorii, hoteluri. Nu văd restaurante și terase, nu vor fi deschise. Transportul de persoane. Ia uitați. Accesul în mijloacele de transport este condiționat de purtarea obligatorie a unei măști medicale sau non-medicale care să acoperă gura și nasul. Numărul maxim de pasageri va fi limitat și așa mai departe. Sunt o grămadă de reguli pe aici. Ultimele mijloacele de transport în comun pe căile ferate, transportul cu metrou și cam atât. Bun. O să le tot vedeți pe la televizor aceste reguli. Haideți să vă spun ce se întâmplă la fără restricții timp de 3 zile. Pentru că va exista un vid legislativ, o perioadă în care nu va acționa nimic. Pentru că joi se termină starea de urgență și este foarte posibil ca starea de alertă să intre în vigoare abia de luni. Și avem vineri, sâmbătă, duminică, free. Libertate totală. Ca și când n-ar exista nicio pandemie. Cred, domnule, că aveam ceva interesant pe aici și am pierdut cu ăsta 3 zile. Ce zice, când vor putea fi redeschise parcurile, apare Gio imediat. Nu mai găsesc acum. În fine. Deci vom avea 3 zile, dacă nu se va reglementa nimic în această perioadă, 3 zile în care e libertate totală. Ia uita, se redeschide fabrica de tricotaje Motru în condițiile în care încă mai există acolo pericol de izbucnirea unui focar, declară primarul de la Motru. Bun. Stați-mă că era foarte interesantă aia și acum nu mai găsesc. Da, primarul de la Motru zice că încă există pericolul apariției unui nou focar de COVID-19 la Motru și acum văd pe ultima oră pe Radio Infinit că se redeschide fabrica de tricotaje de acolo. E bine. Dom'le, dar nu mai găsesc aia cu 3 zile, în fine. Deci este foarte posibil ca 3 zile să nu acționeze nimic, nici se termină decretul privind instituirea stării de urgență joi și abia dacă se mișcă foarte repede Parlamentul, abia de luni am putea avea o stare de alertă în care să fie instituite regulile și recomandările pe care vi le-am citit mai devreme. Dom'le, ce se întâmplă la complexul energetic Oltenia? Știți că de-abia de ieri au revenit o parte din salariați la muncă. Și merge complexul energetic Oltenia, duduie. Tot ca până acum.
aproape mort, transelectrică. Și vă spun exact ce se întâmplă acolo și cine, ce permutări s-au făcut la vârful companiei, noi directori, noi promovări. Da, îmi scriu cei din spital, solicităm angajări de afară în condițiile în care nu avem adresabilitate, adică pacienți. Cheltuielile de personal depășesc 80% din buget. V-am spus, 70 de miliarde în martie, 1468 de angajați. Da. Stai să vedem cum merge cărbune și vă spun ce se întâmplă la complexul energetic Oltenia. E frumos. Ia uitați, nu se poate așa ceva. Deci nu se poate. Cărbunele este pe locul 5, doar 9,24%, 9% din energia țării, 9,27 acum, 592 de megawați energia produsă în România pe bază de cărbune. Deci din ăștia 592, vă dați seama, sunt vreo... Cred că merge CEU cu un grup la Rovinar și unul pe la Craiova. Acum, dacă nu mai puțin. Luăm și telefoane. Ascultăm și un telefon. Bună seara, sunteți în direct. Să trăiți cu respect, domnul organizator. Vă ascult. Vorbiți cu Costi, băiatul cu operații pe creier, știți? Da, domnul Costi, vă rog. Felicitări din sufletul meu pentru emisiune. Vă mulțumesc. Nu vă laud, dar vorbesc realitatea că vă urmăresc în continuu. Mulțumesc mult de tot. Când pot și eu să... Da. Ia ascultați-mă, am 4 dosare la CEO. Să dați televizorul mai încet, vă rog. Gata, îl dau pe mut. Da. Am dat pe mut. Vă ascult. Eu? Deci am cancer pe creier datorită mineritului. Și sunt 4 dosare acolo. Și matale ești în măsură. Am avut pensie pe caz de boală și mi-au tăiat-o. Să țineți minte. Dar de ce? De ce? Care e cauza? V-au spus ceva? Păi, nu știu. Nu mi-a trimis nimic. Am fost la doctor, la picolo și pe la cabinete și deci n-am cu cine să vorbesc. Dar la mine e un dosar, sunt dosare. Chiar v-aș ruga din sufletul meu să veniți la fața locului acasă să vă uitați peste ele. Pe mine m-a prins banda la Rovinar, la MR-ul. M-a dus 28 de metri. Cancer pe creier. Și atât de omenoși au fost, încât aveam și eu alea, 5-800. Ca să-mi iau și o pâine. Da. Înțelegeți? Și mi-au tăiat-o. Am înțeles. Conducerea, nu știu să vă spun, că vă dați seama, nu pot să plec de acasă din casă. Da. Nu pot să plec. Am înțeles. Am sondă interioară și exterioară. Da, vă știu foarte bine. Da, am stat de vorbă. Haideți să vorbim din suflet. Bun, o să vă spun eu ce se întâmplă la complexul energetic Oltenia și de ce n-au timp de dumneavoastră sau de alți oameni cu probleme pe acolo. Burlan mi-a promis polen pentru că a mâncat din mâinile mele. Și el și Cretan și Părvulescu și toți. Am și înțeles. Condescu și toți au mâncat din mâinile mele. Pentru că ei nu știau prin 85-87 până în 90, până la Revoluție, nu știau măcar o bandă să dea drumul. Mă înțelegeți? Excavatorile de 2000 au fost aduse de mine. Am de înțeles. La firma Krupp. Da. În 87, Ceaușescu, să-i fie țăna ușoară, mi-a pus pistolul la tâmplă. Am plecat de la Târgu Jiu, de aici, cu 88 de vagoane de carne, la firma Krupp în Germania. Eu, subsemnatul. Pentru că eram singur care eram policalificare. Și legături mecanici, electric și autogen și așa mai departe, înțelegeți? Da, am înțeles. Bine, domnul Costi, ascultați că o să vorbesc despre complexul energetic Oltenia imediat
Și să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne auzim cu bine, o să ne interesăm de cazul dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet, bine. De o bine n-am bani. Bine, să sănătate, bine. Sănătate multă, sănătate vă doresc. Bun, da, sunt... oamenii au probleme reale, asta, acestea sunt problemele adevărate. Ce se întâmplă la complexul energetic Oltenia, vă spuneam? Păi ce să se întâmple? Că ne spunea domnul Costi că ce probleme are dumnealui la complexul energetic Oltenia, toți, mulți au devenit șefi de comisii, comiții, s-a făcut comisia pentru COVID, comisia pentru apa de ploaie, comisia pentru, nu știu, studierea interfeței de la sediu companiei, habar n-am. S-au operat și schimbări la vârful companiei, dacă nu știați. Îl mai țineți minte pe domnul Ionel Ilie? Ionel Ilie a fost într-o perioadă manager al companiei, o perioadă scurtă, până la venirea, dacă nu mă înșel, a domnului, nu mai țin minte dacă a fost, nu, a fost înainte de Laurențiu Ciobotărică. Între Ciurel și Ciobotărică a fost Ilie. Manager. Președinte al directoratului. Manager. Manager n-a fost decât Ciurel cu contract de mandat. În rest, au fost președinții ai directoratului. Și a fost acest domn Ionel Ilie, pe care eu credeam că a ieșit la pensie. Nu, doamne, după ce n-a mai... A fost director la vânzări energie și ulterior a fost dus la director la sucursala Turceni. Foarte tare omul. Acum, relativ recent, s-a întors de la... A fost readus de la Turcien la direcția de ofertare-vânzare, de acolo de unde plecase, practic. Și cel care a ocupat postul până la venirea domnului Ilie, Toma Sergiu, a devenit adjunct. Eu l-am văzut pe domnul Ilie, spre exemplu, nu am vorbit niciodată cu dânsul față în față, doar pe la televizor l-am văzut și pe la... simpozioanele astea pe teme de energie, Focus Energy și așa mai departe, pe la București cu grangurii din energie. Doamne, nu, încă o dată, nu-l contest profesional pe domnul Ilie Ionel, însă a venit din nou la ofertare-vânzare. Deci vor crește vânzările, acum vor sări în aer, vor exploda, vor porni toate termocentralele CEO. Așa a decis nou directorat. Și în locul domnului Ilie la Turceni a rămas deocamdată domnul Constantin Păduraru, directorul Direcției de Producție și Reparații. Sper că pentru scurtă perioadă, pentru că sunt surse care spun că în sfârșit la conducerea termocentralei Turceni va fi adus, domnule, un om care a mai condus termocentrala, îl cheamă Octavian Graure. Am cunoscut pe Octavian Graure prin 2009-2010, dacă nu mă înșel, atunci când a fost inaugurată instalația de șlam dens de la Turceni. A costat vreo 220 de milioane de euro. Și a făcut atunci un simpozion uriaș, au fost toate oficialitățile județului, mulți jurnaliști, specialiști din energie, reprezentanții ai băncilor internaționale care au finanțat acea lucrare. Și atunci l-am cunoscut pe Octavian Graure.
Păi, în perioada în care Graure a condus termoturceni, termocentrala Turceni a fost numărul 1 și a avut rezultate istorice în perioada aia. După aceea, bineînțeles, Graure a fost dat jos de acolo, de la Turceni, înlocuit cu Motocu, care Motocu a cuit directorul Direcției de Energie la CEO. Și după aia, bine, plimbat pe la Halânga, pe la Severin. De vreo 4 ani este exilat la Brăila, la Chișcani. Nu a vrut nimeni să-l aducă în coace, să conducă, nu știu, termocentrala Turceni sau, iată, Direcția de Ofertare-Vânzare la CEO sau ceva. Ce să înțeleg eu din toată povestea asta? Sper că măcar acum prima decizie înțeleaptă a noului directorat ar fi să-l pună pe Graure la Turceni. Pentru că toți cei care s-au perindat prin funcții, bine, în afară de domnul Pisc de la Provinari, căruia ce să-i reproșez lui Pisc, în afară de duritate, acolo sunt rezultate. Ați văzut, anul trecut sau când, a mers un grup de la Rovinari, mai avea un pic și, nu știu, făcea nu știu câte zile, ore, luni, ani de când mergea, habar n-am. Da, are 115 ani domnul Pisc. Da, nu îi se poate reproșa nimic din punct de vedere profesional. Dan Vasile, fost membru al directoratului, a revenit în funcția de director la sucursala electrocentrală Craiova 2, extraordinar. Și acum, tot surse susțin că în prima ședință a Consiliului de Supraveghere va fi numit și al cincelea membru al directoratului. Știți că directoratul acum, CEO, are doar 4 membri. Și al cincelea membru va fi o doamnă, business woman, adică femeia de afaceri de la București. Doamna se cheamă Lăcrămioara Diaconu Pintea sau Pințea. Vă spuneam că e o femeie de afaceri din București și până în 2018 a fost membră în directoratul OMV Petrom. A fost responsabilă pe downstream gaz. Din 2018 are o perioadă ca și corporatistă, așa, să zicem, la OMV. Câțiva ani, de prin 2013, 2013, cred că, 2000, cred că pe acolo. 2012-2013 până prin 2018 a fost la OMV. Mai multe date nu se știu, decât că recent, în luna februarie, doamna Lăcrămioara Diaconu, împreună cu surorile sale, a deschis un restaurant de casual fine dining în București. Dom'le, și e prezentată de o revistă dintre astea, de un portal, de fapt, de Horeca. E prezentată drept o business angel. Și zice doamna acolo, descrierea restaurantului, zice așa: fiind promotoarele unei bucătării rafinate, adică dânsa și surorile dumnei, deci, fiind promotoarele unei bucătării rafinate, non-conformiste, prin Noem, așa se numește restaurantul, Noem, propunem un concept de fine dining construit cu creativitate și curiozitate, bazat însă pe sustenabilitate și responsabilitate, cu respect pentru oameni, mediu și ingredient. Bă, dar la restaurant noi ce, să halim ceva, să mâncăm? La restaurant. Noi întrebăm, băi, vine ospătarul
și zice, noi îl strigăm pe ospătar, Cocoș! Și el zice, imediat vine băiatul. Vine ospătar acolo și noi, în loc să-l întrebăm, bă, frate, ai o ciorbă de burtă și patru mici? Și el zice, stați un pic, că acesta este un restaurant cu un concept pe fine dining și este construit cu creativitate, bazat pe sustenabilitate și responsabilitate. Nu, și atunci ea zice, bine, fratele meu, deci, bă, adun, frate, o ceafă de porc cu cartofi și cu salată de roșii și castraveți și lasă-mă, frate. Și adu și o bere fără alcool. Bă, și el să mai ia în continuare. E construit pentru oameni, mediu și ingredient. Ah, deci să înțelegem. Deci nu faceți focul că e cu mediu și nu puneți ingrediente sau ceva. Nu înțeleg ce a vrut să zică autorul pe aici. Ah, e pe anotimpuri. 3 luni e meniu de primăvară. Dar, dom'le, nu glumesc, așa e. 3 luni e meniu de vară, meniu de toamnă și meniu de iarnă. Prefer de iarnă că știu că e garniță. În rest, n-are rost nici să caut pe acolo cu fine dining. Dacă mi-aduce o salată de lăptuci primăvara, zice, fine dining, aveți niște lăptuci cu sos de curry. Băi, ia încearcă să-l mai sun pe domnul manager. Deci vă dați seama cine vine în directoratul CEO, că am făcut un pic de caterincă, dar nu-i de făcut caterincă deloc. Specialiști în fine dining, bucătărie și o business angel. Păi ești nebun? Vă dați seama? Păi gata. Suntem salvați. CEO va fi nebunia de pe planetă. Ce dracu. Ne mai complicăm noi pe aici cu energia. Nu ne mai complicăm deloc. Ne ducem, ca și județ, ca și tot. Iată, nu, că uitați ce merge cărbunele. De la 500 și ceva de mega, cât vorbeam acum 5 minute, a ajuns energia 951, 613 mega. Bă, tare! Ia stai, domnule, că... Nu cred așa ceva. Dom'le, este... Deci ce se întâmplă în spitalul Târgu Jiu? Pe mine mă doare capul. Nu răspunde managerul, a? Stai mă că mai încerc și eu. Încerc și eu de pe telefon. Dom'le, primesc mesaje din spital. Dom'le, dacă e așa, înseamnă că ne-am dus cu capul. Bă, când ieșim, mă, din starea asta de urgență? Joi. Joi în 15, nu? Cum, mă, vineri în 15? Aoleu, da. Ia uitați, domnule, mâine, cică, Direcția de Sănătate Publică și noul manager au solicitat ședință cu șefii de secție. Cum ședință? Păi să vă îmbolnăviți iar cu toții pe acolo. Cum a solicitat DSP și nou manager ședință? Să ne... așa. Probabil să se îmbolnăvească iară cu toții pe acolo. Dom'le, ședința ce scop are? Sunteți pregătiți acum? Stați jos, vă rog eu frumos. Șefii de secție să nominalizeze un nou director medical. Păi nu e, domnule, director medical? Nu s-a întors doamna doctor Colea și azi? Vor să o nominalizeze iară pe... Că nu îi mai pronunț numele. Aici suntem pe... Vorbim doar... Când pronunțăm numele... Când zicem director medical, nu mai zicem director medical, zicem așa. Ca să nu mai avem probleme, reclamații și așa mai departe. Dar când zicem miau, miau, putem să zicem miau, miau? Sau zicem așa? Deci vă dați seama, oameni buni, dacă a ajuns oameni buni, stați că am preluat prostia asta, doamnelor și domnilor,
că unii putem fi buni, alții mai puțin buni. Dom'le, dacă se întâlnesc mâine șefii de secție să nominalizeze un nou director medical, sunt curios și eu ce șef de secție. Foarte curios. Foarte, foarte curios. Dom'le, dar pe domnul... Înțeleg că lider de sindicat la spital e domnul doctor Stanciu. Liderul sindical al medicilor. Dom'le, pe doctorul Stanciu l-a întrebat cineva. Dom'le, dumneata, pe cine crezi, dom'le, că ar fi bun? Manager, director medical și așa mai departe. Că dacă iară sunt puși așa cu mantă, veniți cu interese, cu combinații și susțineri, nu e bine. Sper să nu vină propuneri iară cu bilețele aruncate din avion. Dar de ce propuneri, mă întreb? Mă întreb. Dom'le, nu avem numărul domnului doctor Stanciu. Cred că nu l-am. Chiar aș vrea să-l sun. Stați că poate... Dar nu l-am sigur. Nu am numărul domnului doctor Stanciu. Stați, domnule, că încerc să-l sun eu pe domnul manager. Poate facem rost de numărul domnului doctor Stanciu. Între timp, mi-l trimiteți și mie, vă rog, cei care vă uitați la emisiune și la aveți. Cum îl cheamă, domnule, pe domnul manager? Manager. Imediat. Stați, domnule, să-l sun și eu pe domnul manager. Poate mie îmi răspunde, că e foarte interesant asta. E foarte, foarte interesant. Imediat. Da. Haideți să-l sunăm pe domnul manager și dacă nu răspunde, o să vă trimit colegii și numărul domnului doctor Stanciu. Hai să-l sun eu pe domnul manager. Poate îmi răspunde totuși, deși mă îndoiesc. Că domnul manager e ocupat acum. E manager la spital, nu o să răspundă la toate telefoanele necunoscute. Ce zi azi? Marți, nu? Da, marți, nu, cum să fie, e marți 12, nu e marți 13. Mâine o să îi trimit mesaj în mod special, domnul, nu, o să sun la secretariat. O să sun la secretariat să anunț că dacă domnul doctor Gheorghe ne permite, John, ți-am trimis pe Facebook numărul, dacă ne permite și, dom'le, să ne scuze că suntem, respirăm același aer cu dumnealui și poate vrea să intre și la noi în emisiune un minut, că e important să aflăm punctul de vedere al managerului. Ia uitat, domnul, nu pot să-i pronunț numele, e un coleg de-al meu, foarte informat. Băi, foarte tare asta. Deci doamna Lăcrămioara, diaconul Pintea sau Pințea, la OMV, cred că a fost colegă cu domnul ministru al economiei, Virgil Popescu, că a fost și dânsul pe acolo, pe la OMV. Perfect. Bună seara, alături de noi prin telefon domnul doctor Stanciu. Îmi cer scuze pentru deranj, Claudiu Matei sunt. Da, nene. Domnul doctor, mi-a venit ideea în timpul emisiunii și îmi cer scuze că mi-am permis să vă sun așa, da. Fără să vă anunț înainte. Domnul doctor, înțeleg că mâine a fost convocată o ședință cu medicii șef de secție de la spital ca să desemnați un nou director medical. Eu nu v-am sunat de asta, știți ceva de chestia asta? Domnul Claudiu Matei, ce vă pot spune este faptul că la ora 3:15, cred, 3, după masa asta, am primit un telefon din secție că m-a sunat de la direcție din secție ca mâine la ora 8 să fiu la o ședință în amfiteatru spitalului aici la Nuis, la da. Tudor. În rest, nu știu absolut nimic, nici măcar prin discuții sau ceva la radio și azi n-am auzit așa ceva. Dar stați-mi, și vă duceți? Nu vă e teamă că vă îmbolnăviți? Că poate... Domnul Matei, era chiar necesară, fiindcă
Probabil că de-aia ne-a și băgat în amfiteatru ăsta de aici, că suntem, cât suntem sel de secte, să fim împrăștiați. Fiindcă noi de foarte mult timp nu ne-am mai întâlnit și sunt niște probleme care trebuie rezolvate, mai ales acum cu chestia asta, că nu mai este ce a fost și apare de pe 15 altceva și sunt niște probleme care trebuie să le știm noi, șefii de secție. Da. Sunt niște probleme care cum să vă spun eu dumneavoastră, adică doar să le știți voi bine ca mine. Noi trebuie să fim foarte informați de către conducerea spitalului și nu prea am avut această informare. Da. Că n-am avut de la cine. Am înțeles. Eu vă sunasem în legătură cu altceva. Domnule doctor, dumneavoastră, din ce știu eu, sunteți liderul de sindicat al medicilor din Spitalul Târgu Jiu. Este adevărat? Da, domnul Claudiu Matei, sunt. Am fost un proporție foarte mare până acum. Acum sunt mai puțin medici care au mai rămas în sindicat. Okay. Eu am o vârstă... Domnul doctor, îi cunoașteți pe toți pe cei din spital. V-a întrebat, domnul doctor, cineva pe dumneavoastră, domnul doctor Stanciu, ați recomandat, domnule, pe cineva pentru postul de manager sau pentru postul de director medical, măcar în perioada asta, v-a întrebat cineva? Domnul Claudiu Matei, niște discuții pe linie de aceste probleme le-am mai avut în timp, adică în sensul împreună cu Colegiul Medicilor, cu doamna președinta Colegiului Medicilor, am avut niște discuții, chiar și cu domnul președinte al Consiliului Județean. Am avut niște discuții. Nu, dar acum, în pandemie, acum. Da, și noi cu păreri. Acum, recent, păi nu ne-a întrebat pe noi acum, recent. A fost o chestie, ăștia au plecat, au pus pe unii care să stea 2-3 zile și au venit ăștia alții care au fost. Da. Da, deci când după ce a fost internat domnul Vienescu și confirmat cu COVID, doamna director de îngrijiri, după ce ceilalți au intrat în izolare, v-a întrebat cineva, domnul doctor Stanciu, nu. Pe cine să punem, domnul doctor? Nu, problema a stabilit-o DSP-ul. Așa? Fiindcă, adică știți mai bine ca mine că acum spitalul sunt de DSP și noi am avut o discuție cu... Adică eu și cu doamna președinta Colegiului Medicilor, cu președintele Consiliului Județean, cu DSP-ul, n-am vorbit niciodată cu domnul director de la DSP. Da. Ați fost... pe domnul doctor Gheorghe, actualul manager, îl știți? Nu l-am cunoscut, nu știam despre dânsul, nu l-am cunoscut. Am vorbit tot așa... într-o zi, acum vineri, cred că, cu dânsul la un telefon în care, nu știu ce, ne-a spus să facem noi. Păi era problema cu niște tabele, cu niște asistente care, din fiecare secție am dat niște asistente pentru COVID acolo, pentru pasarela. Da. Deci, ultima întrebare și nu vă mai deranjez, domnul doctor. De ce credeți că nu vrea nimeni să-și asume responsabilitatea unei conducere a Spitalului Județean de Urgență în această perioadă, spre exemplu? Domnul Claudiu Matei, nu știu de ce nu vrea nimeni să-și asume, nu știu pe cine a rugat. Am înțeles că doamna Uzu și cu domnul celălalt n-au mai vrut să fie pe această perioadă. Mă rog, a fost o perioadă de 2 zile, de 3 zile, nu e mare lucru. Au revenit, o să revină probabil și ceilalți. Nu știu să vă spun. Dacă vă întrebați, nu sunt de acord cu multe lucruri, dar sunt prea mic. Da, mic, dar cu experiență și știți lucrurile de prin spital. Da, am avut, să știți, am discutat cu dâns și am încercat să facem destul de multe treburi. Acum sunt destul de multe probleme. A fost la început mai greu, acum nu mai putem să spunem că nu avem echipamente, că nu avem. Suntem mai aranjați, dar treaba cu conducerea e o problemă care mă depășește, fiindcă nu ne prea bagă nimeni în seamă din punctul ăsta de vedere. Am înțeles. Adică, cum să vă spun eu, mi se părea normal Colegiul Medicilor să fie consultat în problema asta. Nu a întrebat nimeni pe mine, că eu chiar sunt purtătorul de cuvânt al Colegiului. Chiar așa, da. Da. Deci nimeni n-a întrebat Colegiul Medicilor, nu? Nu, nimic absolut. Da, excelent.
Bine, domnul doctor, mulți. Vă rog. Suntem în perioadă de criză și în stare de urgență. Să sperăm că terminăm și intrăm într-o normalitate. Da. Nu știu să vă spun ce se va fi mâine, dar probabil că discuții de ăștia care țin de problemele noastre clinice. Nu cred că se pun în discuție problemele directori și de altceva, că aia nu întreabă pe noi. Da. Bine, mulțumesc mult de tot că ați acceptat să intrați în legătură telefonică cu noi. Să trăiți. Seara bună și multă sănătate. A fost doctorul Gheorghe Stanciu, medic cu experiență, purtător de cuvânt al Colegiului Medicilor, sindicalist. Iată, nimeni era o explicație absurdă în spațiul public. Dom'le, n-a vrut nimeni. Dar pe cine ați întrebat? Dom'le, n-a vrut nimeni din cei pe care i-am întrebat. Bine, dar pe cine ați întrebat? Păi iată, pe nimeni. Nu a întrebat nimeni, nici pe cei de la Colegiul Medicilor, nici pe nimeni altcineva, cine ar trebui să conducă spitalul. Și așa s-a ajuns în situația în care spitalul este condus încă de domnul medic Gheorghe Ioan Ovidiu și până astăzi două zile de o doamnă doctor director medical de astăzi, lucrurile au intrat în normal din punctul meu de vedere, din punctul de vedere legal practic. Așa că visul frumos s-a cam terminat. Ați făcut colegii montajul? Ia să-l vedem. Visul frumos s-a terminat. Adio. Povestea noastră s-a încheiat. Păi de unde ați luat asta? Eu credeam că mi-ați luat și voi o melodie celebră, o trupă. Bă, ce trupă ați luat de aici? Miti, în ce an te-ai născut, fratele meu? Vai de capul meu, Doamne, ce tineri sunt ăștia, nu știu nimic, au luat gaz pe foc. Deci, stai. Bun. Suntem la final. Cam asta este situația la momentul la care vorbim. Mâine, mare întâlnire la spital. Mai aveam, domne, ceva să vă anunț pe aici. Nimic absolut. Totul e bine și frumos. E excelent, ce să mai... Cam atât pentru această seară. Urmează știrile Tele 3. Eugen Măruță la dilemele zilei de la 20:30. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și în această seară. Ne revedem mâine seara la 19:00. Toate cele bune!